Iar duminică va avea loc carnavalul. Ajungem la carnaval. La carnaval noi ne-am găsit deja, noi ne-am găsit deja costumații. Inițial vă spun sincer că n-am vrut să mă îmbrac să mă costumez ca în epoca respectivă. Până la urmă am avut o discuție și cu viceprimarii și am spus, da, de ce nu? Este o bună modalitate de promovare a orașului. Suntem tineri, nu ne-am îmbrăcat în, eu știu, vreun costum care să deranjeze vreo comunitate, vreo minoritate, ceva. Este costumul epocii respective și trebuie să fim mândri de tradiția și de cultura locului unde ne-am născut. Și am ajuns la concluzia că trebuie să ne costumăm și noi și dacă tot ne costumăm și o facem lată, ca să spun așa, atunci haide să luăm și televiziunile, pentru că atunci, mă sigur, vor afla și craioveni. Eu inițial mă așteptam la ceva de genul că o să intrați acolo, garderoba, o să ne arătați această erotiță care o să o îmbrac, dar nu mă așteptam ca dumneavoastră și cei doi viceprimari, plus consilierul dintre consilierii dumneavoastră, să apară îmbrăcați așa, adică... Da, cel mai spectaculos, trebuie să recunoaștem că a fost purtătorul de cuvânt al primăriei. Am râs cu lacrimi când l-am văzut costumat așa. O să fie deliciul balului, de ce va fi... Cât e el de serios de fiecare dată și cum vorbește despre gropile din asfalt sau despre canalizare și apă potabilă, acum va vorbi probabil despre zilele... Da, simbolistica rochiței, că am văzut că ați ales auriul la un moment. Ați zis că da, auriul mi se potrivește, culoarea care îmi place. Simbolistica, de ce se leagă? Să știți că ne-am ales și în funcție de mărime. Eu am mai pus ceva zilele acestea, că mi-a plăcut cozonacul, trebuie să recunosc, trebuie să dau rapid jos. Stimați telespectatori, să nu vă luați după cum arată ecranul, că sunt mai slab în realitate. Da, televizorul îngreașă cu 5... kilograme, da, și m-am mai îngreșat și eu încă 5, așa că mi-închipui acum cam care este senzația. A fost greu să încap rochia respectivă, dar până duminică cred că va fi în regulă. Este o rochie foarte grea, foarte grea. Cred că are 15 kg, așa se purtau rochiile pe atunci. Îmi dau seama ce soartă cruntă aveau femeile la vremea respectivă. Să zic că nici bărbaților regă nu le era ușor, că am văzut asta niște costumații și m-am convins. Da. Viceprimarul nostru spunea că mie mi-au dat cizme cu tocuri. Păi așa se purtau atunci, acum ce să-ți faci? Deci... Da. Va fi foarte interesantă această gală. Și spuneați că vor avea... Da, eu sunt absolut convinsă că vor fi și craioveni care vor spune, uite de ce le arde în administrația locală în loc să se ocupe de treburi serioase. Dar pentru noi acesta este un preambul, pentru că intrăm în competiție pentru capitală culturală europeană, așa cum a fost Sibiu. Va veni din nou rândul României, ne batem cu Iașu, ne batem cu Clujul, ne batem cu Timișoara, va trebui să demonstrăm ce avem noi în plus față de ei și ne-am gândit că și un astfel de festival cultural ar putea să ne aducă puncte în plus, pentru că vă dau un singur exemplu și atunci o să mă înțeleagă și craiovenii de ce facem poate acest lucru. 500 de milioane de euro au intrat într-un singur an în Sibiu numai pentru faptul că era capitală culturală europeană. Și au refăcut toate... Bani chiar au înflorit. Exact. Sibiu arată altfel acum față de cum arăta acum câțiva ani înainte de a deveni capitală culturală. Ei practic și-au refăcut toată infrastructura. Au avut... instituțiile culturale le-au pus la punct, la fel clădirile, tot ce... Centrul istoric, exact, a fost reabilitat, adică s-au făcut într-adevăr foarte multe lucruri bune și am spus că până la urmă poate că ar trebui și noi să intrăm în această competiție, de ce nu? Eu zic că ar trebui să fim câștigători la modul cum ne... Cred că nu putem fi neapărat supărați și triști tot timpul. Cred că ne putem bucura noi craiovenii, să știți că avem un spirit ludic destul de important. Și ne place să ne bucurăm atunci când sunt zile de sărbătoare. S-ar putea să ne fie puțin ciudat că este prima ediție, când o să vedem și costume, și evenimente de altă natură, unele culturale chiar. Da, este prima ediție și vrem să fie altceva. Până acum...
Toate evenimentele culturale în Craiova s-au rezumat la niște simpozioane foarte plictisitoare, unde stai exact ca la lecția de istorie, îți place profesorul sau nu-ți place, mai și caști, poate ai mai auzit niște lucruri. Noi vrem să fie ceva ieșit din comun. Și astăzi aș adune, dacă ne alegem cu un singur lucru de la acești liceeni care vin și se costumează, cu faptul că ei vor trebui să se uite în epoca respectivă și să vadă ce fel de muzică se asculta atunci, ce fel de îmbrăcăminte se purta, dar de ce așa, dar de ce, eu știu, aveau zale când mergeau la bătălie, de ce turcii se costumau așa, ce fel de evenimente erau în epoca respectivă. Eu zic că este un câștig foarte mare. Am văzut inclusiv că, apropo de ce spuneați mai devreme, și ansamblul folcloric Maria Tănase, văd că are o prezentație la ora 1 sâmbătă. Da. Recital Veta Biri și recital Sava Negran și orchestra. Sâmbătă toate manifestările se vor desfășura în Parcul Romanescu. Apropo, și Parcul Romanescu va intra de anul viitor într-un regim de reabilitare completă a infrastructurii. Am obținut 21 de milioane de euro pentru reabilitarea acestui parc și aducerea lui cât mai aproape de ceea ce a dorit Eduard Redont atunci când l-a creat și a luat cu el medalia de aur de la Paris. A trebuit să mai facem și niște investiții acum urgente, pentru că, de exemplu, și astea sunt lucruri care pe mine mă nebunesc și mă fac să mă supăr foarte tare. De Paște a fost foarte multă lume în parc. Toată aleea care duce către hipodrom are becurile sparte la ora actuală. Deci cineva a dat cu piatra în fiecare bec de pe ale, ca să înțelegeți că avem, adică, da, că avem și asta ține și de educație. De educație, mult sigur că ține de educație. Adică bănuiesc că nu văd ce rost ar avea să dobore acele becuri. Nu știu să vă spun, cert este că în noaptea aceasta se lucrează la ele ca să fie aleea foarte bine luminată. Deci toate manifestările de sâmbătă vor avea loc în Parcul Romanescu. Vom avea un spectacol folcloric începând de la ora 13, unde prima oară este ansamblul Maria Tănase, apoi la ora 17:30 este recitalul Vetei Biri și la 18:30 Sava Negrean Brudașcu și orchestra, la ora 19:30 Furdu Iancu și orchestra, iar la ora 20:15 este bătălia de la Călugăreni cu Maia Morgenstein, Ion Besoiu, Maria Buză, Vlad Miriță, Radu Pietreanu, Vasile Calofir, cei mai buni cascadori din România și 12 cai de rasă pură. Am zis să fie seara. De ce? Pentru că se pune foarte mare greutate pe efectele pirotehnice. Vor fi și efecte pirotehnice. Da, da. Va fi bătălie aproape bătălie, pe timp, exact. Exact cum s-a dat acum câteva sute de ani. Deci un eveniment pe care n-ar trebui să-l pierdeți, oameni buni. Dar vreau să vă întreb, pentru că vor fi telespectatori, noi cu siguranță chiar începând de astăzi seară vom da pe crolul emisiunilor noastre programul. Dacă ar fi să-l găsească undeva pe site-ul primăriei, programul complet? Cred că pot să-l găsească în toată presa. Noi am încercat să punem și pe scările blocurilor afișe cu programul. Am încercat să distribuim și fluturași și de asemenea ca cetățenii să fie informați și am sfârșit prin a ne costuma noi de astăzi și a le face de râs în mod public ca să afle craiovenii care s-ar putea să-și amâne programul de weekend, să spună nu mai plecăm nicăieri, rămânem. Eu zic să nu rateze ce se întâmplă în Craiova, pentru că e altceva. A mai fost o singură simulare a bătăliei de la Călugăreni, făcută undeva în 1943, dacă nu mă înșel, deci acum câteva zeci de ani buni. Și cred că vor avea, mai ales elevii, ce să vadă și ce să învețe din... Iar noi, cei care am văzut și filmul, vom avea ce retrăi. Puteți să revedeți și filmul Viața Mihai Viteazu. Viața Mihai Viteazu. Asta nu înseamnă, doamna primar, că cât timp v-a luat să construiți acest program? Cred că lucrăm de vreo 3 luni de zile la programul respectiv.
Am luat legătura cu acești cascadori prima oară și au trebuit și ei să aibă vreo 2 luni la dispoziție ca să poată să-și facă tot scenariul. A trebuit să aducem cai de rasă pură aici. O să-i vedeți. E mai bine să vedeți pe viu. Da. Eu sunt convinsă că și dumneavoastră veți filma pentru cei care nu reușesc să ajungă acolo să vadă ce ar fi putut să vadă pe viu. Nu știu dacă vom mai putea anul viitor să facem o simulare de bătălie. S-ar putea să fie o premieră și să rămână așa. Anul viitor, pentru prima ediție să fie și o premieră. Exact. Anul viitor ne vom concentra foarte mult pe lenitrinajul care ar trebui să aibă loc la capul lui Mihai Vitalu. Sperăm să ne înțelegem cu biserica până atunci. Eu știu că am fost un pic mai dură cu ei în ultima perioadă și nu e vorba, atenție, nu este vorba de mitropolitul de Oltenia, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că de fiecare dată ne-a sprijinit cu tot ce s-a putut. E vorba de ce se întâmplă dincolo de granițele Olteniei. Chiar acum vreo lună de zile după ce fusese întreg scandalul că dați-le capul, nu vă dăm capul, am primit o scrisoare de la Patriarhie că ne roagă și noi municipalitatea să contribuim la Catedrala Mântuirii Neamului cu suma de 6 miliarde de lei vechi și le-am transmis o scrisoare în care li s-a spus că le mulțumim foarte mult pentru modul în care au răspuns solicitărilor noastre și facem care a fost problema.